Stimați telespectatori, bine ați venit la Alfa Media, bun găsit la emisiunea Oameni și Oameni. Alături de mine este o doamnă care îmi place mie să-i spun că dincolo de politician, femeie de afaceri, își menține titlul de om. Bine ați revenit, stimată doamnă Cornelia Vița Bereș. Bine v-am regăsit! În momentul în care v-am contactat și v-am adresat invitația, mi-ați spus, și așa cum îmi place mie, pentru că suntem la mai întâi adevărul, să rămân alături de oameni, să informez, mi-ați spus, de ce să vin o doamnă? Este campanie, eu nu alerg după funcții, sunt doar un om de afaceri. Într-adevăr, nu m-am retras din politică pentru că îmi place să rămân alături de echipa tânără. Să nu se înțeleagă că această emisiune are o tentă electorală. Nu, eu v-am invitat pentru că, fiind jurnalist, urmăresc site-urile de socializare, sunt la curent cu informațiile și, din nou, dumneavoastră m-ați impresionat pe mine în mod plăcut și recunosc că aveți o sensibilitate umană aparte. Fie că este campanie, fie că nu este campanie, dumneavoastră ați fost, sunteți și rămâneți alături de oamenii aflați în nevoie. Și bănuiți acum de ce v-am invitat. M-au impresionat fotografiile care au fost postate pe pagina fetei dumneavoastră, Gabriela, pe care o salut și mulțumesc că a postat aceste fotografii, că altfel nu știam că sunteți atât de modestă și nu ne informați. Nu știam că din nou ați fost alături de copiii pe care îi iubesc și eu într-un mod aparte, copii speciali. Din nou ați fost la ei, din nou ați zâmbit împreună, din nou ați stat de vorbă. În familia zâmbet și culoare. De cât timp le sunteți alături acestor copii? Și cum ați aflat de ei? Doamna director de la Zâmbet și Culoare mi-a adresat. Constantina Groza, o salutăm și pe doamna. Da. Mi-a adresat cu ceva timp în urmă o invitație să particip la un eveniment al lor. Și bineînțeles că am răspuns cu mare plăcere, cu mare căldură și în același timp am întrebat, eu cu ce să vin, să ajut cu ceva. Deci e suficient dacă mi-e dumneavoastră? Nu este suficient. Prezența, da. Da, e adevărat. De persoane care să le fie alături, să socializeze. Sigur că vin și sunt alături, sunt cu tot sufletul. Dar aș vrea să mă implic, să aduc ceva. Și atunci m-am dus și am văzut că copiii au primit cu multă bucurie ceea ce le-am adus eu. Vizita dumneavoastră și vizita mea și, da, și ceea ce le-am oferit. Și am luat legătura cu doamna și pe parcursul timpului am mai trecut pragul și am mai încercat să-i ajut cu ceea ce am putut. În măsura în care puteți. În măsura care pot, da. Și fac din nou apel către toți care ne ascultă să ajute și să intervină cu cât se poate și cum se poate și dacă nu material, sufletește măcar. Copiii au nevoie de susținere sufletească, sunt niște copii frumoși. O vorbă caldă, un zâmbet, exact, o culoare. Și îmbrăcată m-am dus pentru zâmbet și culoare. Eram totul numai o culoare și un zâmbet, da. O culoare caldă. Copiii m-au primit foarte bine. Am vorbit cu ei, ne-am înțeles foarte bine și am stabilit de comun acord ca de 1 iunie să merg din nou la ei să sărbătorim împreună ziua copilului. Și pe această cale, așa cum ați apelat dumneavoastră, apelăm și noi la oamenii de afaceri, la oamenii cu suflet, să le fie alături, atât celor de la Zâmbet și Culoare, cât tuturor copiilor care chiar au nevoie de un zâmbet, de o culoare, de o privire caldă, de o vorbă blajină, pentru că toți, așa cum îmi place mie să spun, toți suntem o familie și trebuie să rămânem o familie, familia Medgidia. Stimată doamnă, sunt foarte mulți oameni de afaceri care în prezent spun că din ce în ce se confruntă cu situații delicate. În ziua de astăzi este greu să menții o afacere pe linia de plutire? Și mai ales să fii și femeie. Eu zic că întotdeauna a fost greu. Și să o construiești și să o menții pe linia de plutire. Sau mai ales să o menții pe linia de plutire. Destul de greu este. N-aș putea să spun că e mai greu ca înainte, că mie mi se pare că așa a fost liniar pentru mine.
dar eu... De unde ați plecat și unde ați ajuns? Sau dacă în tot acest drum, de la punctul de la care ați plecat și până în prezent, a existat un vârf al perioadei, cum se spune, perioada de vârf. Și dacă vă amintiți cam în ce perioadă și care a fost contextul și politic, și social, și economic, de ce atunci s-a putut să fiți în vârf și... Sau pentru un om de afaceri este bine să pășească toate aceste trepte și să urce și să coboare? Așa se capătă experiență? Da, eu zic că am avut o activitate liniară și continui să susțin acest lucru. Nu consider că am avut nici în politică și nici în afaceri o perioadă de vârf. Consider că este și în politică și în afacere, și în afaceri o linie pe care merg. Ce să spun, fiecare etapă cu greutățile și cu lucrurile bune și frumoase ale vieții, ale afacerii. Am muncit și atunci să fac o afacere, am muncit și să o dezvolt, mă muncesc și acum să o țin pe linia de plutire. Într-adevăr, știu, aud și eu că agenții economici se plâng, mă plâng și eu, dar nu așa de tare. Sau de acolo de unde am, mă se gândesc... Se spune că femeia este mai plângăcioasă, mai sensibilă. În afaceri, cum trebuie să fie? Care ar fi calitățile unei femei de afaceri, să spunem, de succes? Cred că o femeie de succes trebuie să fie la fel ca și un bărbat de succes. Să nu se diferențieze femeia de afaceri de bărbatul? Nu, nu. Nu, pentru că afacerile nu se împart în afaceri de femei și afaceri de bărbați. Afacerile sunt afaceri dacă te descurci, dacă ești serios, dacă ai determinare, dacă muncești mult. Te menții. Dacă nu, indiferent dacă ești femeie sau dacă ești bărbat, pierzi afacerea. Să mai pierzi și obrazul, mai pierzi și cuvântul. Pentru ca să poți să te menții în sistemul acesta, este nevoie de o intrare în politică, să ai un partid în spate sau ai pe cineva, pentru că de multe ori se spune, da, le merge bine celor care au intrat în politică, celor care au un sprijin. Vă regăsiți dumneavoastră în echipa celor care afirmă acest lucru și susțin, sau dumneavoastră ați intrat în politică pentru că v-a plăcut să faceți și politică, nu neapărat ca afacerea să se mențină sau să vă meargă bine? De ce ați intrat totuși în politică? Noi am mai discutat lucrurile acestea, dar este bine să le repetăm, pentru că mie îmi place din când în când să aduc în atenția, mai ales a tinerilor și a tinerelor, oameni de afaceri, femei de afaceri, pe care eu le consider un exemplu. Câți ani de activitate aveți în politică și câți în afacere? În afacere am 26 de ani, iar în politică, cred că 18. Totuși, aproape două decenii de politică. Da, dar când am intrat în politică, zic că mă realizasem cumva. Înțelegeți? Material, economic, zic că mă realizasem, aveam o afacere pusă pe picioare, moara care mergea, fabrica de pâine, un lanț de magazine, sigur că modest, dar pentru Megidia eu zic că era destul de bine. Deci eu n-am intrat în politică pentru foloase materiale, am intrat din convingere și din dragoste pentru oameni și să fiu alături de oameni. Și dacă ați observat traiectoria mea și de-a lungul vremii, eu chiar am fost alături de oameni, alături de oamenii aflați în primul rând în suferință, oamenii cu probleme, alături de copii, alături de familii nevoiașe. De fiecare dată m-am aplicat cu multă sinceritate, cu multă dragoste și cu multă dăruire asupra lor. În acțiunile umanitare care au fost inițiate de politicieni, dar chiar și de Arhiepiscopia Tomisului. Da, eu permit să spun că sunt o apropiată a Arhiepiscopiei Tomisului și a Înalt Preasfinției sale, Arhiepiscopul Tomisului. Înalt Preasfinția sa Teodosie. Teodosie, da. Înalt Preasfinția sa Teodosie.
Să cu care an la rând, cu care an la rând am fost și am făcut tot felul de acțiuni și nu de puține ori eram confundat sau eram luat drept gazdă la Căminul de Bătrân Constanța, la Căminul de Bătrân Poarta Albă, că deja făceam parte din familia lor. Dar vis-a-vis de acest lucru, pentru că tot ați deschis discuția despre Înalta Sfinția Sa și despre mine și despre Căminul de Bătrâni Poarta Albă, aș vrea să întreb și eu, nici nu știu pe cine, poate o întrebare în eter. Pe când un cămin de bătrân la Megidia, doamna Miara? Da, unde știți sunt? Că este... Unde este grija pentru suflet, bătrânii un noștri? Un proiect de suflet și al televiziunii și al meu, media. Și al meu, și al nostru, și al echipei mele. Și pentru abandonați. Exact. Da, să există două aripi. Eu așa îl văd, un cămin, o aripă să fie a bătrânilor, o aripă a copiilor abandonați. Pentru că existând cele două aripi, așa consider eu, în calitate de jurnalist, că socializarea dintre cele două categorii este binevenită. Categoria. Au nevoie de o căldură atât copiii de la bătrâni, dar și bătrânii de la copii. Așa văd eu. Acum nu ține de televiziunea Alfa Media, ține de cei care dețin frâiele localității. Și care cine, vor deține. Și care vor deține. Cine se va afla la cârma acestei localități? Și eu fac nu parte vorbim din doar de edil, vorbim și da, de Consiliul Local. Am înțeles. Și eu politica fac parte socială dintr-o... trebuie să rămână da, da, prioritară. Da, și eu fac parte dintr-o echipă și zic că este unul din proiectele noastre și unul din proiectele pe care eu aș vrea să ajut la aducerea la îndeplinirea acestuia. Deci v-am spus unde este Căminul de Bătrâni al orașului Megidia. Am fost de nenumărate ori la Poarta Albă, am văzut oameni bătrâni, oameni în suferință, bolnavi. Am încercat pe cum cât am putut. Cum primeau bătrânii? Și cu multă căldură, cu multă sensibilitate. Pentru că se spune, de ce este nevoie ca, citesc, popii să meargă din cămin în cămin sau dintr-o instituție într-o instituție? Dumneavoastră, care ați fost acolo, în mijlocul, în miezul subiectului, cum se spune, depănați-ne, cum erați primiți? Simțeau nevoia să stea de vorbă cu un alt, preasfinția sa? Aveau nevoie de... Se spune că dincolo de trup și sufletul are nevoie de un tratament. Trebuie vindecat și sufletul. De un balsam. Categoric, că cei aflați acolo aveau nevoie de înalt preasfinția sa, de mine, de alții, de copiilor, de nepoți, de cei apropiați de familie care, din păcate, pe unii nu-i mai vizita. Dar vreau să vă spun și să subliniez faptul că cred că cel mai mult înalt preasfinția sa avea nevoie de acești oameni. Se simțea extraordinar de bine. Noi când pășeam acolo, ne simțeam ca acasă. Înalta Sfinția Sa se simțea extraordinar de bine. Îl primeau cu atâta căldură sau ne primeau cu atâta căldură, cu atâta dragoste. Ne îmbrățișeau, plângeau, îi sărutau mâinile. Eu n-aș spune că Înalta Sfinția Sa este popă sau vin popii ăștia. Nu, eu dacă îmi permit, poate că, dar aproape aș zice că este un fel de trimis al Dumnezeu pe pământ. Înalt preasfinția sa este un om deosebit. Un om deosebit, cu foarte mult har pe care îl revarsă și cu foarte multă dragoste către oameni pe care le revarsă asupra oamenilor și asupra celor aflați în suferință și asupra celor care au nevoie de ajutorul domniei sale. Sigur că și eu la un moment dat mă simțeam acolo ca acasă, pentru că erau luni în care mergeam și de două ori și de trei ori și ne primeau cu mare căldură. Dar le vin la întrebarea, pe când un cămin de bătrâni la Megidia. Vreau să vă spun că tatăl meu a fost bolnav aproape 4 ani. Acum a trecut la cele veșnice, dar în perioada asta de 4 ani cât a fost bolnav și a avut o boală bătrâneții, pe care nu vreau să-i dau numele, a avut nevoie de îngrijire permanentă și i-am fost alături. La un moment dat m-am îmbolnăvit și în decursul a 4 ani am suferit 2 intervenții chirurgicale. Gândiți-vă că m-am dus și m-am internat în spital și întrebarea se punea cu cine să-l las. Poți să iei pe cineva de pe stradă să-l aduci în casă? Unde să-l duci? Cine să-i aibă grijă? Deci categoric ar trebui făcut ceva și pentru bătrânii cu boli ale bătrâneții, ca să nu le numesc eu, că poate nu o să bine mai bine spus, pentru că nu de puține ori conducerea spitalului a fost acuzată că a transformat spitalul într-un cămin sau într-un azil. Dar eu stau și mă întreb, ar putea cineva
dintre cei care acuză să ia o decizie, spun eu pripită, dacă un bolnav, un bătrân, nu mai este vizitat de copii, este abandonat, ar putea cineva să-l scoată, să-l arunce în stradă? Mi se pare că locul lui este acolo. Pentru scurtă perioadă are de nevoie timp, de asistență medicală, dar are dincolo de toate are nevoie și de un sprijin și mă refer acum și de un adăpost, mai ales pe timp de iarnă, pentru că nu de puține ori chiar echipele televiziunii Alpha Media au găsit abandonați, oamenii abandonați pe stradă sau înghețați de frig și imediat au fost contactate atât administrația locală cât și conducerea spitalului și împreună s-au luat măsuri și li s-au oferit acestor oameni un adăpost, o farfurie de mâncare caldă și mai ales asistența medicală de care aveau nevoie. Este binevenit un astfel de cămin, sperăm să fie în atenția celor care vor ajunge la cârma acestei localități. Sunteți o femeie de afaceri, revin și îmi place să repet, pentru că dumneavoastră ați trăit astfel de perioade și când guvernul a luat măsuri binevenite pentru agenții economici, când au fost luate niște măsuri numai ca să fie salvată situația economică, dar noi, agenții economici, am simțit-o pe pielea noastră și n-am avut ce să facem, am mers înainte, am luptat. Dincolo de toate acestea, vă întreb pe dumneavoastră, în ecuația succesului, ce rol a avut familia? Familia are întotdeauna rolul determinant. Dacă nu găsești înțelegere în familie, sau vă răspund altfel, dacă nu muncești pentru familie și pentru binele familiei, atunci pentru ce? La ce bun? Dacă nu trăiești într-un climat cald, dacă nu trăiești alături de copii, dacă nu trăiești alături de familia ta, dacă nu trăiești alături de părinți, de soț sau de soție, atunci la ce bun? Deciziile pe care ați fost nevoită, uneori constrânsă de situații, de contextele și, repet, economice, politice, deciziile pe care le-ați luat împreună cu familia? Sau niciodată. Niciodată nu mi-am implicat familia. Niciodată. De fiecare dată am luat deciziile singură. Singură. Dar am avut grijă ca familia să trăiască bine, să nu lipsească nimănui nimic, copiii să meargă la școală, să nu ducă ziua grijă de mâine. Fetița mea are acum 33 de ani, are două facultăți, are două masterate. Băiatul este absolvent de două facultăți, la fel două masterate. I-ați implicat totuși în afaceri? I-am implicat în afaceri. Am avut nevoie de ei și am nevoie de ei în continuare, într-adevăr. Sigur că dar da. Chiar și atunci când ați fost nevoită, pentru că multe societăți au trecut prin astfel de perioade și au recurs la metode de restructurare, reorganizare a activității, chiar și atunci dumneavoastră nu ați consultat familia? Niciodată. Niciodată. Deci nu. Managerul... Da. Mi-am asumat. V-ați asumat. Uneori a ieșit bine, alteori a ieșit rău, dar ca să nu dau vina pe nimeni, să nu mă supăr pe nimeni și mai ales să-mi protejez familia. N-am vrut niciodată să se știe prin ce trec, și mai bune și mai rele. Dar în toți acești ani, nu spun mai de activitate economică, chiar și politică, v-a bătut cineva la ușă să vă întrebe, doamna Bereș, dumneavoastră sunteți un agent economic cu experiență, cu ani de activitate, cum vă descurcați? Ce părere aveți? Ce ar trebui să facem noi pentru agenții economici? Ce ar trebui să facem ca situația economică să se revigoreze locală? Mă refer la situația economică locală, că destinele la centru sunt alții care ni le... Păi, nu numai că n-au venit la mine ca și agent economic, dar nu m-a consultat nimeni și nu m-a întrebat nimeni nici când am fost consilier. Să nu uităm că eu am fost consilier și adică și județean, dar și local. Și local. Da. Și nimeni și a bătut la ușa dumneavoastră măcar să vă cere un ajutor, un sprijin. Dar nu trebuia să bată la ușă, că eram acolo. Uitați-vă, se confruntă cu o situație. Ce face noastră în calitate de consilier județean? Puteți să inițiați un proiect. Nimeni nu a venit, nimeni nu... Nu, și mai ales cât am fost consilier... Dar dumneavoastră i-ați întrebat? Păi... Sigur că da. Și când ați fost, de exemplu, haideți să ne aducem aminte, în calitate de consilier județean, ce ați făcut noastră pentru Medgidia? Pentru că știți că sunt și voi și spun, bun, a fost acolo consilier județean, ce a făcut doamna Bereș pentru Medgidia? Știți că mi-ar fi plăcut să intre cei pentru care am făcut ceva. Astăzi sau după amiază asta vin de la spital. Am venit de la spital.
am suferit o ușoară intervenție. Aș vrea să se vadă cine intră în spital, să vadă la intrare la urgență acolo, scrie sprijin acordat în anul 2000 și nu știu ce, pe vremea când eram consilier județean, acordat spitalului municipal Medgidia de Consiliul Județean Constanța. Acolo au fost bani aduși de mine și au fost mai mulți bani, dar aduși. Da. Am zis, frumos ar fi să intre cei care știu că am adresat lor și care m-au ajutat. Da? Deci ați conlucrat cu domnul Bușu? Da, da, da. Vă contacta în calitate de manager al spitalului? Am ținut tot timpul legătura. Și când ați fost consilier local? Da, da. Cât ați fost consilier local? Ce ați făcut pentru Medgidia? Pentru oameni? Păi dacă o să dăm înapoi casetele și o să luăm ședințele, o să vedeți că eu am o voce sonoră. Și am intervenit de fiecare dată, nu mai vorbesc de proiectele pe care le-am inițiat, dar am intervenit de fiecare dată să treacă anumite proiecte. Am intervenit la colegii de-ai, nu știu cum să zic, de-ai puteri, de-ai opoziție, mă rog, care nu erau din aceeași formațiune politică cu mine, ca să treacă anumite proiecte care vizau niște lucruri pentru oamenii ăștia de afaceri. Unii cereau terenuri, alții cereau, mă rog, vreau să cumpere una alta și de fiecare dată am fost o voce sonoră, am intervenit. Am fost o voce sonoră în momentul când s-a tot tergiversat, ziceți, atribuirea de terenuri pentru locuri de casă. Dacă vă aduceți aminte, am avut atunci o intervenție foarte serioasă. Și nu numai atunci, adică pe parcursul la 4 ani s-a televizat și s-a văzut. Zile... Dincolo de culoarea politică, consilierii locali, care era atmosfera în consilierii locali? Consilierii locali conlucrau? Da. Da? Da. A fost pentru o atmosferă... Da. Interesul cetățeanului, în interesul cetățeanului? Da. Dar mi s-ar fi părut necesar, imperios necesar, să apară și alte proiecte și să fie... Că noi le-am fi susținut. Din punctul dumneavoastră de vedere, cam ce ar trebui să facă Consiliul Local, mai ales cei care ajung în Consiliul Local, nu mai spunem cei care au fost, pentru că Consiliul Local va avea altă structură cu siguranță. Cum vedeți dumneavoastră că ar trebui să se desfășoare activitatea în Consiliul Local? Deci, un Consiliul Local format și din doamne și din domn. Da, cred că asta mai puțin contează. Contează, că eu zic că în general femeile au o sensibilitate umană aparte și doamnele din Consiliul Local ar trebui să fie primele sensibilizate de cei aflați în nevoie, de cei care așteaptă o mână întinsă, o decizie, o hotărâre de Consiliu care să vină în întâmpinarea lor. De multe ori se uită, se promit din 4 în 4 ani, se promit și se promovează diverse programe sociale, diverse programe de asistență socială, și se promit foarte multe, dar când tragem linie după 4 ani de zile, ne întrebăm oare cât la sută au fost realizate? Eu zic că o responsabilitate majoră îi revine primarului, pentru că în primul rând primarul vine și promite în fața alegătorilor că face, că drege. Dacă mă întrebați pe mine și dacă ar fi să candidez, că știți că am mai zis, dar nu e misiune electorală și nici nu candidez. Și nici nu dăm o tentă, vorbim și nu, așa, nici nu dăm o tentă, nu politică discutăm. Și da, pur și simplu discutăm. Deci eu ca nici nu candidați. Nici nu candidez, nu candidez și nu. Dar pentru că m-ați întrebat ca cetățean, dacă m-ar întreba, m-ar intervieva, ne-am întâlnit pe stradă și nu aici și m-ați intervieva și m-ați întreba ce aș considera eu ca și primă prioritate. Cu ce aș începe? Că e cam multe. Așa? Deci, în primul rând, aș începe cu locurile de casă pentru tineri. Noi tot vorbim și tot auzim și tot auzim. Să vină tineri unde să vină tineri? Unde să stea și ce unde să facă? Unde să stea? Și după aia ce să facă? Deci, pentru mine, prioritatea numărul 0 este atunci când vorbim de tineri, să vină,
să identificăm locuri și să le dăm locuri de casă. Pentru că am mai auzit discuții, domne, dar vine ăla, dar n-are cu ce, dar cine, că cine să facă, cu cine să facă. Face ăla. În momentul în care îi dai, râcâie cu sapă cu mâinile, înțelegeți? O găsește pe bunică, pe mamă, pe mama mare, pe tată, pe frate, pe nu știu ce, să adună și încropesc acolo o casă cu două, trei, patru camere, fiecare după posibilități. Apoi să atragerea investitorilor, să vină investitori. Sigur că noi, dacă se relaxează puțin fiscalitatea aici vis-a-vis de impozite, de taxe, ar veni primarul sau primăria, nu primarul, instituția primăriei, ar veni cu niște facilități în sprijinul investitorilor, aceștia ar veni, pentru că știți cum se spune, lax să fie, că broaște-s destule. Deci, sigur că ar veni investitorii și atunci automat se creează locuri de muncă și uite că așa s-ar regăsi și tinerii și ar pleca. Noi zicem că să vină tinerii, să facă tinerii. Dar ce motivează? În primul rând, ce motivează pe acești tineri? Pentru că pleacă și nu sunt locuri de casă, nu sunt locuri de muncă. Normal. De ce să vină? Dar eu vreau să vă dau exemplu dumneavoastră. Vreau să vă dau exemplu dumneavoastră că acum mai mulțișori ani în urmă, așa, am cunoscut o fată care mergea de mână pe stradă cu un băiat mai mic ca ea, cu 7, 8, poate 10 ani, poate, cu un fir, un cablu în mână și cu un microfon. Și care au făcut istorie în oraș. Acea fată se numea Mioara Țuțu atunci. Doamna Beleș, nu vorbim despre mine. De ce? Dar nu vorbesc despre dumneavoastră. Eu dau un exemplu. Eu vă respect pentru asta, de asta sunt la emisiunea dumneavoastră, dar la data aceea așa stăteau lucrurile. Deci nu eu, dumneavoastră sunteți un exemplu viu că ați făcut și ați scris istorie în Medgidia. Cu un cablu, o bucată de cablu, eu spun asta nu pentru dumneavoastră, nu vreau să vă laud, nu vreau să vă flatez, este adevărat, dar vreau să spun și să arăt tinerilor că dacă vrei, se poate, cu un microfon este adevărat, dacă vrei, și se cu poate. Un fir, cu o bucată de cablu, umblați pe stradă amândoi, dumneavoastră și Cristi Ciobănuc, și de acolo unde ați ajuns, deci fraților, da. Dacă vreți, sunt se multe de poate, spus, când o să poate. Mă retrag din presă, atunci eu o să fiu poate și eu invitată. Ei, și acum o să, pentru că tot m-ați și o provocat. Să spun de unde am pornit și prin câte am trecut și iată că Alfa Media încă este în picioare aproape de oameni în slujba, da, adevărului. Da, sunteți un exemplu. Am avut să spunem noastră. Că Dumnezeu ne iubește și am avut alături și oameni ca dumneavoastră, oameni care au crezut în noi. Și chiar au crezut, au fost. Și acum, dincolo de toate, nu e vorba de campanie, dar a crezut în noi chiar și domnul Marian Iordache, chiar și domnul Dumitru Moinescu. Au fost însă și politicieni care n-au crezut. Și chiar au aruncat, pot să spun, niște cuvinte pe care mi-este greu să le rostesc, dar eu zic că Dumnezeu ne-a ajutat și am avut ocazia să-i demonstrez persoanei care m-a trimis să vând flori în piață, că totuși am fost, sunt și voi rămâne jurnalistul aproape de oameni față de politicienii care au uitat de unde au plecat și n-au făcut nimic pentru oraș. E adevărat. În cartea pe care o să scriu, cu siguranță o să scriu, o să îi dau și numele acelei persoane care m-a trimis în piață să vând flori. Probabil când că am solicitat, dacă ați fi mers să nu, vindeți, am solicitat un spațiu să închiriez ca să deschid televiziunea. Și s-a uitat la mine și mi-a zis, cine tu să deschizi? Tu te mai faci în piață și vinde flori. Da. Da. Cam asta spune totul despre persoana respectivă, pe care, da, o respect. Da, mi-e greu să dar cred că există și oameni există de genul ăsta, o respect, dar am avut și am în continuare așa un resentiment, că nu mă așteptam la așa ceva. Mă așteptam la o încurajare, pentru că între așa cum a spus, doi tineri care au vrut să facă ceva și au făcut și-au în făcut, acest oraș. Puteam să rămânem acolo unde am fost. Că știți că de la Sibiu ne-am întors, da, bineînțeles. Da.
Cam asta este, să închidem paranteza pe care am deschis-o împreună și mulțumesc că dumneavoastră ne apreciați și ați crezut în noi. Uite că a venit și da, ziua și care eu vreau să vă mulțumesc în direct că dumneavoastră chiar ați crezut și mi-aduc aminte da, cum ne sunați în fiecare zi și ne întrebați ce ați făcut, ce mai faceți. Și veneam. Și veneați chiar și veneam. Da, și știți cum am început și noastră și domnul Iordache și domnul Moinescu, știți cum am început dar, eu aș această vrea să, televiziune. Da. Eu aș vrea să accentuez faptul că dincolo că am, de faptul că eu am crezut eu în dumneavoastră sau că au crezut politicienii în dumneavoastră, ați crezut dumneavoastră în dumneavoastră. Ați crezut în forțele da, proprii. Asta a fost, păi sigur că da, păi sigur că da. Asta a fost cel mai important sau este cel mai important lucru că ați făcut echipă, v-ați contopit într-o singură gândire, într-o singură voință, într-o singură determinare și ați putut să duceți unde ați dus sau unde ați adus această televiziune. Și am dat viață. Și ați dat viață, viață și chiar megidie. Spuneți dumneavoastră, nu spunem da, noi. Da, și o spun. Telespectatorii și în primul rând locuitorii acestui oraș. Dar eu aș vrea, pentru că consider o provocare, doamna Mioara Țuțu Gârbă, păcând o emisiune, când dumneavoastră, în spatele acestui zâmbet larg, pe care îl afișați la fiecare emisiune, cu sinceritate, o să devoalați ce este în spatele lui. Păcând o emisiune, când o să ne, pentru că eu știu, păcând o emisiune, când cei care ne privesc sau care vă privesc pe dumneavoastră, o să vadă că în spatele acestui zâmbet larg se ascunde uneori deznădejde, alteori lacrimi, nu, dezamăgire. Nu, cu oamenii, așa mă știu și dezamăgire. Să nu, lăsați-mă să... Doamna Bresci, nu vreau ca să știți să monopolizez subiectul Mioara Gârbățuțu. Nu, pentru că de fapt eu vreau să duc discuția. Nu, doamnele deci vreau, din afaceri, despre crezul politic al dumneavoastră. Da, nu, eu vreau să duc discuția și o să închei. Cu riscul că mă dați afară, dar oricum îmi duc ideea la capăt. Pentru că eu am venit și v-am găsit de multe ori în momente dificile. Și aș vrea ca lumea să știe. Că oamenii... Nu aș vrea să știe, pentru că oamenii văd în mine un om puternic. Asta e altceva, dar și oamenii puternici sunt aceia care depășesc momentele astea dificile, care depășesc greutățile. Pentru că acum trebuie să vă spun din casă că m-ați primit de fiecare dată și asta este. O să spun, cel mult nu o să mă mai primiți, dar eu tot o să spun. Deci am venit de nenumărate ori și știți că aproape sunt ca și pe la Căminul de Bătrâni și la dumneavoastră aproape gazdă, că vin aproape pe fiecare zi și am venit în perioade în care am găsit iarna la dumneavoastră, oamenii ai străzii adăpostiți, dormeau, am venit să vă trezesc, am zis că sunteți dumneavoastră și de fapt erau oameni aflați în nevoi, oameni care nu aveau unde să locuiască. Am găsit la masa dumneavoastră oameni cărora le-ați dat să mănânce. Am găsit și pe treptele și o să le dați, sunt convinsă. Și nu vrem să nu e vorba de laudă, nu. Vreau să spun că dumneavoastră aveți un suflet mare, dar că la un moment dat toate astea trebuie să se oprească. Am văzut că dați din buzunarul dumneavoastră bani de autobuz, de curse, de ce vreți, de mașini, să se întoarcă oamenii de la spital, să ducă pe la casele lor. Deci lucrurile astea trebuie să se înceteze. Înțelegeți? La noi Megidia. Și aici o să se interpreteze are și de-aia dă. Nu e vorba de asta. Dumneavoastră știți. Nu are și dă. Problema este nu dacă are sau dacă n-are. Problema este că oamenii aceștia care sunt la dumneavoastră ar trebui să fie în altă parte. Ar trebui să fie în altă parte. Deci ar trebui să fie la primărie, alții care au trebui să fie la spital, alții ar trebui să fie... Pe mine m-a impresionat. Acum, dacă tot m-ați provocat, m-a impresionat... Un domn care a venit cu lacrimi în ochi și ne-a rugat, o căuta pe doamna Țuțu, că a fost trimis de la spital. Și am zis, da, ce s-a întâmplat? Am crezut că vrea să se sesizeze ceva. Și a zis, doamnă, vreau să mă ajutați. Am venit cu ambulanța, am fata într-o stare gravă, trebuie să mă întorc și nu am bani de autobuz. Atunci, dincolo de toate, am rămas puțin blocată. Zic, cum v-au trimis cei din spital la mine? Mi s-a părut ceva, nu că au trimis la mine, nu m-a deranjat, dar chiar așa nu s-a găsit nimeni care 10 lei să aibă în buzunar și să le ajute sau făceau acolo o... Păi despre asta vorbesc, că ar trebui da, ca lucrurile așezate la locul lor. Îmi pare rău, într-adevăr, și personalul de la spital se confruntă cu N situații, se plâng că sunt salariile mici, dar totuși... Puteau să trimită, nu m-a deranjat că au trimis la mine, dar totuși există o comisie socială, există o asistență socială. Despre asta vorbim.
Adică fiecare instituție trebuie să-și facă așa, asta în baza legală. Trebuie să intrăm într-o stare treaba, de normalitate, de fapt, și să uităm că suntem oameni, dincolo de toate suntem oameni. Da. Și că noi suntem oameni și... Și repet, și dumneavoastră ați demonstrat și de aceea, cu riscul de a deranja sau a supăra alte personalități din oraș, v-am invitat și o să vă invit în continuare, pentru că pentru mine sunteți un model. Și știți că v-am spus și nici nu vă perii, n-am niciun interes, dar așa v-am văzut și vă văd în continuare cu noastră, mă vedeți un om puternic și eu v-am pe noastră model. Da, dar am vrut să spun și ce se ascunde, că și pe mine m-ați tot întrebat dacă m-am confruntat cu probleme, dacă am împărtășit cu familia, dacă n-am împărtășit și cum am trecut și cum am depășit. Am depășit fiecare etapă când am avut, mă rog, mai multe sau mai puține dificultăți. Și de asta am zis, e foarte bine să știe că și dumneavoastră alături de mine ați trecut sau treceți prin aceeași situație. Știți ce spun unele persoane? Dom'le, și asumă riscul și a ales meseria, așa că orice meserie are un risc. Da. Și sunt de acord și cu aceste persoane. Într-adevăr, nu este ușor. Poate că mi-era mult mai bine acolo unde eram, la catedră. Așa cum am spus că tot a venit momentul, niciodată nu am vorbit despre mine, dacă tot a venit momentul. Am fost la catedră, am fost și director de școală. Cred că toate acestea spun ceva, fac parte din cartea mea de vizită. Nu sunt, dincolo de unele răutăți, nu sunt ceea ce, pe care o văd anumite persoane. Uite, și a făcut și ea televiziune sau nu știu cine este în spate. Noastră și mulți știți că păi, în spatele nostru și este televiziune, deasupra noastră este Dumnezeu și atât. Și atât, da. Și a nici făcut nu și ea televiziune, dar cine, politician. Cine ar mai făcut, da. Deci faptul că dumneavoastră... Televiziuni sunt, să se deschidă în continuare, să fie, că este bine să fie presă, foarte multe mijloace de presă, sigur că da. Pentru mijloace că se știe, bineînțeles, suntem câinele de pază al democrației. Da, stăm, veghem la respectarea legii. Doamna Pereș, mă întorc de unde, nu spun că am pus punct, de unde am deschis paranteza. Ați spus că ați avut familia alături, dar în foarte puține situații ați cerut o părere. Și totuși, cum ați rezistat? Pentru că ați avut activități într-o perioadă lungă de timp, nu spun scurtă, atât activități... 26 de ani. 26 de ani. Au fost societăți, mă refer la societăți care au ca obiect de activitate produsele acestea de panificație, brutărie, patiserie, care chiar au închis ușa. Au fost ani cu secetă. Totuși, cum v-ați descurcat? Pentru că dacă nu aveți materia primă, nu puteți să vă desfășurați activitatea. Iată că o doamnă care reprezintă o societate de panificație, de brutărie, de patiserie, a putut să țină piept. Eu zic că aici... Întotdeauna ați avut o rezervă? Adică este bine să avem o rezervă, chiar dacă anul acesta, se spune, a fost un an bogat, un an în care grâul a dat roade. La anul este secetă. Le punem în balanță. Cum ar trebui să se descurce o astfel de societate? Ar fi foarte bine ca noi să ne permitem să avem rezerve, să stăm liniștiți. Dar, din păcate, nu se întâmplă așa. Nu prea se întâmplă așa. Asta e. Când am plecat la drum, mi-am asumat că exact ca dumneavoastră, deci aveam o funcție de conducere într-o instituție și puteam să mai tot rămân acolo și, mă rog, găseam de lucru și cu ușurință. Dar am ales un drum mai greu, un drum mai dificil, dar și un drum care mi-a oferit satisfacții poate mai multe, zic eu. Deasupra există și un Dumnezeu și eu cred în acel Dumnezeu și știți că în acest Dumnezeu și știți că am mai fost la dumneavoastră în emisiune și v-am mai spus că nu mi-am consultat familia pentru că n-am vrut să implic, pentru că n-am vrut să transfer problemele cu care mă confrunt eu. Și atunci, ca să fie liniște, să fie armonie, să fie bine, să fie bucurie, ca copiii să nu fie afectați, ca ei să poată să învețe liniștiți, ca ei să se poată concentra asupra studiului, eu am locuit, sau am locuit, că, mă rog, părinții mei nu mai sunt, cu părinții. N-am vrut să transfer, n-am vrut să-i supăr. Adică eu am venit acasă nu numai cu partea frumoasă sau cu partea plină a paharului, cea goală păstrând-o numai pentru mine. Mi s-a părut că destul la un moment dat
mă chinuiu sau sunt probleme destul de dificile și destul de grele ca să le mai aduc și acasă cu mine și să le mai împărtășesc și celorlalți. Întotdeauna am încercat să prezint și nu numai familiei, dar și prietenilor și cunoștințelor și pe cei aflați în nevoia, partea frumoasă sau să ofer un lucru, să aduc un zâmbet, să aduc o pată de culoare. Și din acest motiv eu nu m-am sfătuit, n-am vrut să-mi supăr familia, totdeauna am luat decizie de una singură și nu știu dacă le-am luat pe cele mai dar bune. Dar pripite nu, niciun. Au fost și situații în care să luați decizii pripite? Nu. Nu. De ce? De ce nu trebuie să luăm decizii pripite? Pentru că, nu știu, eu așa am fost obișnuit, așa am crescut, așa am trăit, așa am văzut viața întotdeauna. Am văzut-o pe termen lung. Niciodată nu m-am dus cu o soluție sau cu lucrurile făcute până în vârful nasului, cum se spune popular. Totdeauna am avut o viziune și pentru ziua de mâine și pentru cea de poimâine și pentru cea de săptămâna viitoare și de peste două luni. Sigur că au fost momente și momente în viață, nu ușoare, momente dificile, dar le-am depășit și v-am spus de cele mai multe ori mă plimbam până casă până dimineață căutând să găsesc o soluție pentru că nu e ușor, nu e ușor chiar deloc. Așa. Și uite că venea soluția și uite că găseam niște bani dacă îmi trebuiau și uite că îmi găseam și greu dacă îmi trebuia și uite că Dumnezeu, deci Dumnezeu îmi deschidea o ușă și știți, eu am o vorbă care, bine, nu mi-aparține, dar e un proverb la care țin, în momentul în care ți se închide o ușă, să fii deja cu mâna pe clanța ușii următoare să o deschizi, pentru că altfel te pierzi și pleci acasă și e păcat și de toată munca și de... Mă rog, de tot ce s-a investit. Uitați ce ne scrie doamna Maria din Constanța. Din punctul meu de vedere, poziționarea într-un top a femeilor de afaceri sau doamne, cum spuneți dumneavoastră, doamna Țuțu, indiferent că vorbim de cel legat de bani, om de afaceri sau de cel legat de vizibilitate, autoritate profesională, încredere, sunt între cele 10 femei de top din Constanța, cele mai influente, să spunem, dar care nu au o sensibilitate umană. Eu vă felicit și vă admir și vă îmbrățișez cu drag, pentru că ceea ce faceți dumneavoastră înseamnă responsabilizare, înseamnă transparență, vizibilitate și creșterea încrederii și a notorietății, stimată doamnă Țuțu, așa cum spune doamna Bereș. Mulțumim, stimată doamnă Maria. Și noi primim și din partea noastră aceleași îmbrățișări și mulțumim că ne urmăriți. În ce măsură vă motivează pe dumneavoastră și în ce măsură, să zicem, vă obligă? Uitați, aceste aprecieri sunt binevenite? Pentru că sunt persoane care spun, nu vreau să aud de aprecieri, mă exclud pe mine, sunt jurnalist și aprecierile trebuie să rămână undeva la ușă. După ce mă retrag din presă, atunci sunt binevenite, să spunem. Adică fac o radiografiere și îmi dau seama ce am făcut în anii de presă. Dar pentru dumneavoastră, ca om de afaceri, ca un politician, sunt binevenite? Aveți nevoie de astfel de aprecieri? Au fost și critici. Cum le-ați primit? Criticile le-am primit ca și pe aprecieri. Să știți, în egală măsură. Pe mine... Nu v-au deranjat? Nu m-au deranjat pentru că din critici te îndrepți, iar aprecierile îți dau putere și curaj. Și eu zic că sunt binevenite și criticile în egală măsură cu și aprecierile. Pentru mine, știți că nu. N-am plecat niciodată acasă nici plângând, nici smulgându-mi unghiile, nici că mă înjură, că mă ceartă, că aud, că a zis, că a făcut, că avea, că n-avea, că știi, s-aude. Că avea, că de unde avea, că de unde are, că de unde atâtea mașini, că a umplut strada cu mașini, că de unde atâtea perechi de pantofi, că de unde atâtea nu știu ce. Știți da, că bine, da, știți cu că pantofii și poșetele suntem obișnuiți noi, jurnaliști. Da, să știți că nu. Deci, eu ascult pe toată lumea. O femeie de afaceri, un politician are nevoie de poșete, are nevoie de pantofi? Eu zic că da. De ce? Eu zic că da. Nu știu, deci eu zic că o haină frumoasă, un pantof bun, un parfum bun, o poșetă bună, îți crește așa, măcar cu un procent, siguranța în tine și parcă ești mai sigur pe tine, pe pasul tău, știi că ești admirat, știi că ești privit, poate luat ca model. Da, sigur că da.
dincolo de... Dar v-am spus, pe mine nu mă deranjează nici cine mă înjură, nici cine mă critică, pentru că eu sunt călită, nu mă deranjează absolut deloc, că ba din potrivă. Deci îi respect pe cetățenii și care mă înjură și care mă laudă. Vă ajută în egală măsură. Adică vă construiesc imaginea. Așa cum a spus, este nevoie. Că să nu spuneți aceste... că nu m-a înjurat destul în lume și pe mine. Atâta timp cât ați intrat în politică, așteptați-vă, nu? Și în politică, și politicienii în general și, sunt cei care sunt scoși la tablă critica și mai ales cei care dețin și funcții publice. Da. Și care ne critică noi din greșeli. Ce vă motivează să mergeți înainte? Și cine vă recunoaște toată și munca, vă întreb. Păi, atâta timp cât vin la ghișeu și cumpără pâine, cozonac, nu e vorba de publicitate, noi spunem că totuși oamenii aceștia vă recunosc munca, nu? Altfel n-ar veni să cumpere de la dumneavoastră. Da, pentru mine mai mult sau nu, sau la fel de important sunt și acești oameni, dar pentru mine foarte importantă este echipa cu care lucrez, știți? Clienții vin, pleacă, vin unii care nu sunt din oraș, vin odată de două, de trei ori, sunt întreacă, alții sunt din cartiere, eu fac desfacere și în afara orașului și cu clienții, mă rog, mă întâlnesc mai des sau mai rar. În schimb, eu țin foarte mult la și consider că pentru mine este o bogăție echipa pe care o am format-o și o am acolo, pentru că o am de când am deschis brutăria. Și dați-vă seama că sunt o grămadă de ani. Acum lucrează copiilor, deci ei au ajuns la maturitate, la o vârstă, copiilor lucrează și ei la mine. Și eu iubesc foarte mult și vă dați seama, noi acolo suntem o mare familie. Ce v-a dat curaj și v-a determinat să vă dezvoltați afacerea? Ce v-a dat totuși curaj și ce v-a determinat să vă dezvoltați? Pentru că a spus, a fost și moară, și brutărie, și patiserie, și toate cele. Vedeți, dumneavoastră, poate că am moștenit părinții. Așa cum spun eu. Că... Da, poate că am moștenit părinții. Într-un fel și tatăl meu nu mai este, e dincolo plecat și tatăl meu la fel. El a fost pentru mine un model și rămâne și va rămâne, da, așa cum și poate cel care și mi-a casă recunoscut flerul, domnul Orezeanu, nici dânsul nu mai este. Și domnul poate Orezeanu și a plecat dincolo. Primit în casă, poate că și gena deși transmisă. Deci tatăl a fost, este și va rămâne modelul. Da, modelul și mama, dar și tatăl meu, da, un model de viață, la fel, cu aceeași determinare. Păi gândiți-vă numai că, deci eu sunt pe piață de 26 de ani și gândiți-vă că n-am o casă. Deci eu stau în casa părinților mei. Deci eu n-am vrut să-mi fac averi, să fac casă. Eu tot timpul am investit să ajung la o performanță, pentru că tehnologia se schimbă, tehnica se schimbă, vedeți, produsele apar alte și alte și alte și alți competitori și nu este ușor ca să faci față, că ce să fac, să mă duc acasă, să mă duc să mai îmi pun trei covoare pe jos sau să vin acolo și să cumpăr aparatură de ultimă generație ca să pot să rămân pe piață, nu? Să dezvolt o afacere, să vin tot în sprijinul cetățenilor. Ce poate să fie mai frumos pe doamna Mioara sau ce recunoștință de-a sau de ce mai am eu nevoie să-mi mulțumească, să-mi recunoască cineva meritul sau ce am făcut sau ce n-am făcut când eu merg pe stradă și mă întâlnesc cu omul care cumpără pâinea de la mine sau covringul sau cornul sau nu știu, îl pune în sacoșe și trece pe lângă mine. Păi ce bucurie poate să fie mai mare decât să aduci în casa oamenilor pâinea ta pe masă. Pâinea cea de toate zilele. Pâinea cea de toate zilele, da. Credeți în creativitatea oamenilor? Da. Da. Sigur că da. Indiferent de domeniu. Indiferent de domeniu. Omul sfințește locul. Și dacă omul are dăruire și are suflet și dacă vrea și are determinare. Și dacă vrea, omul poate să facă din orice. Mai devreme mi-a spus că cineva, nu știu cine, și îmi pare rău că s-a întâmplat așa, dacă s-a întâmplat și vă cred, că cineva v-a trimis în piață să vindeți flori. N-a fost menirea dumneavoastră ca să vindeți flori, dar eu sunt convinsă. Dar eu sunt convinsă că dacă ați fi ajuns acolo, probabil acolo ați fi construit un colț de rai și ați făcut ceva, ați fi însuflețit locul unde v-ați fi dus să vindeți flori. Pentru că să știți că oamenii deosebiți și oamenii speciali, indiferent de natura meseriei, indiferent de ce își aleg în viață, dacă au determinare, dacă au suflet și dacă au sensibilitate, reușesc în orice domeniu.
și lasă greutățile în urmă, peste care, vedeți, eu trec mai ușor și nu prea vreau să le aduc în fața oamenilor. Sunt pentru că nu vreau să se sperie nimeni și să creadă că, vai, ce, nu se mai apuca nimeni. Mi-a spus de mine că în spatele zâmbetului se ascund multe, la fel și noastră, avem multe în comun. Da, probabil că poate și de asta ne leagă o prietenie de atâți ani. Și mai ales că noi credem în creativitatea oamenilor. Da. Un om creativ este greu de descris. Adică nu se găsesc cuvinte suficiente, pentru că ceea ce ies din mâini, produsul finit, acela spune totul, acela este rezultatul. Și de aceea omul creativ nu are nevoie de laudă, de ropote de aplauze. Pentru da, nu. Ceea ce n-am fost niciodată un colegător de aplauze și de... Ca politician, după ce vorbe vă ghidați? Sau, mai bine spus, care este crezul politicianului Cornelia Fița Beleș? Păi cred că eu îmbin un pic politicul cu credința. Eu zic că, sau știu, că Dumnezeu ne consideră pe toți copiii Lui. Și atunci, plecând de la ideea asta, am intrat în politică să fiu aproape de oameni și să ajut pe fiecare aflat în nevoi cu cât am putut și când am putut. Dar nu știu cât am reușit să ajut sau nu, dar vreau să vă spun că niciodată n-am rămas indiferentă la suferințele oamenilor, ale bătrânilor, ale tinerilor, ale copiilor aflați în nevoi, ale mamelor. Există un proverb evreiesc pe care cred că vi l-am mai spus aici. Și e bine să-l repetați. Da, care spune că pentru ca Dumnezeu să aibă grijă de toți copiii din lume, a creat mamele. Ce frumos! Da. Și asta m-a determinat să intru în politică. Eu n-am făcut... am avut niște funcții până aproape de vârf, nu știu, până la Camera Deputaților, până la Camera Deputaților. Am fost președintă mai multe mandate, sunt și acum într-un partid politic, fac e suficient politică, nu că n-am să-l... Da, n-am să-i dăm tentă electorală. Da, da, dar... Și am rămas în continuare, da, și sunt alături de oameni, sunt alături de echipă. Vin cu experiența mea. Că știți că e o vorbă care spune că dacă n-ai un bătrân au să-ți cumpere. Au nevoie tinerii de experiența dumneavoastră sau a celorlalți politicieni care au o experiență în acest domeniu? Au nevoie? Și au care nevoie, ar fi direcțiile? Au nevoie de experiența, în primul rând, a celor care au parcurs niște etape, cum, nu știu dacă de experiența mea, dar întotdeauna ai nevoie de experiența unui om în vârstă, unui om care a parcurs niște etape, mai ales în politică, care au fost consilieri, care au avut funcții de primar, de viceprimar, e bine întotdeauna să ai alături lângă tine ca și model. Din punctul nostru de vedere, care ar fi direcțiile în care politicul ar trebui să evolueze? De exemplu, pentru tineri, care ar fi direcțiile? Știm că foarte mulți tineri s-au implicat, dar n-au fost scoși în față. În politică se spune că este și vremea lor. Și dar trebuie eu să fie și vremea ceva. Lor. Știți cum e cu scosul ăsta în față? N-au vrut ei să iasă sau n-au fost lăsați? Nu, eu zic că dacă dai destul de bine din coate te mai zbați, eu zic că ajungi și în față. Că și eu când am intrat în politică... Era... Nimeni nu v-a scos în față. Nu m-a scos, nu m-a luat nimeni de acasă să mă duc în politică, să mă aduc în politică, pe scena politică, să zic că vină încoace că tu ești tânără și avem nevoie de tine și așează-te aici. Ba, din potrivă. Cum deschideam câte ușe, mi se închidea alta și tot așa, și tot așa, și tot așa. Poate tocmai asta m-a determinat și mai mult să fiu așa de fermă și de hotărâtă și să nu mă las. Am fost la un moment dat, adică mă bătea gândul să renunț la politică, dar când am văzut că, exact cum ziceți dumneavoastră, mi se tot închid ușile și tot să găsea câte cineva care nu avea nevoie de tineri, nu eram chiar așa de tânără, nu eram foarte tânără, lucru. Și atunci am dat din coate, m-am zbătut, am fost hotărât, am fost fermă, am muncit, am demonstrat că pot să fac ceva și am făcut. Și încet, într-un mediu concurențial, să recunoaștem că ați făcut într-un mediu concurențial, da. Pentru că produsele noastre au fost pe piața de desfacere și sunt în Constanța. Da. Și nu numai, da. Care considerați că este cel mai mare compromis pe care
un om de afaceri poate să-l facă astfel încât să reușească într-un mediu concurențial? Eu zic că oamenii de afaceri nu trebuie să facă compromisuri, pentru că fiecare compromis naște alt compromis. Nu. Deci omul de afaceri trebuie să fie un om serios, pentru că un om de afaceri, dacă nu are cuvânt, deci cuvântul și seriozitatea este buletinul lui sau cartea lui de cartea vizită. Cartea de vizită, cum spunem cartea noi, de oamenii vizită, de afaceri. Cartea de vizită a unui om de afaceri. Deci asta trebuie să aibă în primul rând și restul vin de la sine. Nu trebuie să facă niciun fel compromisuri. Dar care a fost cel mai mare risc pe care dumneavoastră, omul de afaceri Cornelia Vița Bereș, vi l-ați asumat atunci când ați intrat în politică? Pentru că știm că sunt persoane care vor să-și facă o carieră profesională doar intrând în politică. Adică cariera profesională pas la pas cu cariera politică. Nu, nu a avut nicio legătură. Eu am realizat din punct de vedere... Dar sunteți de acord cu mine? Că sunt persoane care doresc să facă carieră profesională. Sunt persoane de vânătoare, dar să știți că până la urmă lucrurile se termină prost pentru aceste persoane care sunt numai vânătoare de funcții sau vânătoare de foloase materiale și eu vă spun că la bază sau la temelia sau fundamentul sau fundația unei afaceri serioase este tot munca, a unei cariere politice la vârf este tot munca sau până la vârf este tot munca și tot seriozitatea, pentru că nu vedeți și un cântăreț din ăsta care îl aduce nu știu cine și cântă și n-are talent și n-are voce și n-are nu știu ce, apare pe sticlă odată de două, de trei ori. Dacă n-are talent... Cam este perioada non-valorilor, așa spunem noi jurnaliștii. Păi da, că este o vorbă care zice când se umflă apa ies la suprafață întâi gunoaiele. Dar apa se scurge cu gunoaie cu tot, înțelegeți? Da. Doamna Georgeta din Cumpăna spune: eu cred că un om de afaceri poate să rămână onest făcând compromisul de a pune pe ceilalți înaintea lui. Câteodată nedrept, pentru că eu, de exemplu, în toți acești ani am plătit fără nicio întârziere statului, dar statul are mereu restanțe față de mine. Consideră doamna că este un compromis pe care... Care îl face? Care îl face. Bine, de asta pot să spun că îți păstrează autoritatea profesională și în același timp autoritatea morală. Da. Faci un compromis. Da, eu n-am făcut compromisuri și nici nu sunt, v-am spus, eu sunt... Sau se poate spune că am făcut un compromis față în relația cu familia, că ne-am dedicat mult timp afacerii, activității profesionale. Bine, dar nici ăla nu cred că e un compromis. Nu poți să spui că este un compromis. Este riscul meseriei. Sigur că îți asum. Și înțelegerea familiei și, mă rog, sigur că i-am privat de multe ori de prezența mea, dar am încercat să compensez cu altele. În general, cum se împacă politica cu mediul de afaceri? E bine ca fiecare să aibă pătrățica sa, nu? Să nu se... Da, trebuie să aibă locul, sunt contexte locul în care definit, se... foarte bine definit și să nu se amestece, să nu se împletească, că atunci nu mai e bine. Atunci nu mai e în regulă. Ceea ce spuneam, cariera politică nu trebuie... Bine, asta nu înseamnă că nu se întâmplă așa. Cu profesional, asta nu înseamnă că nu se întâmplă așa, dar eu n-am amestecat niciodată politicul cu... Pentru că eu politică am făcut pentru oameni și în slujba oamenilor. Dar... Nu pentru mine și nu să mă pricopsesc și nu să-mi dezvolt afacerea niciodată. Am dezvoltat afacerea pe muncă și pe seriozitate, pe corectitudine. Din punctul meu de vedere, eu zic că e bine ca la... început să ai o carieră profesională și apoi cea politică. Pentru că știm că sunt persoane și mai ales mulți tineri care au terminat facultatea și își doresc să evolueze în politică. Dar părerea mea este că mai întâi să ai o carieră profesională și apoi una politică. În momentul în care tu alegi să faci o carieră în politică și nu ai o slujbă, nu ai o profesie, cu siguranță că nu poți să capeți, adică oamenii nu pot avea încredere păi în tine. Nu-ți dă nimic. Ce îți dă greutate? Nimic. Dacă tu n-ai în spate nimic... Ce te recomandă? Ce te recomandă? Noi, păi sigur noi jurnaliștii întrebăm pe politicieni ce păi vă recomandă. Da. Ce te recomandă? Te duci acolo să spui ce? Tu n-ai servici? Tu n-ai un loc? Nu ești în stare să-ți hrănești o gură pentru tine? Nu ești în stare să... Doamna Cornelia, suntem obișnuiți noi, așa cetățenii în general și cu
cei care au apărut pe listele unor partide și s-au trezit în Consiliul Local și n-aveau un loc de muncă, deci trăiau din indemnizația de consilier, acum sincer. E adevărat, dar eu n-aș zice că acești Bine, oameni... felicitări pentru cei care au făcut și ceva în cei 4 ani de zile, dar cei care nu au făcut ori au ridicat mâna și nu știu pentru ce au ridicat mâna și de multe ori au fost întrebați pe ordinea de zi la punctul 2 sau 4 sau 6 sau 10 ce au votat, habar nu aveau. Eu zic că trebuie să meargă acasă, să rămână acasă. Nu au ce căuta în Consiliul Local. Eu zic de mașină, de vot? Eu zic că înainte de a fi acești oameni în Consiliul Local, care nu știu pentru ce ridică mâna, eu zic că mai bine ar fi fost să nu fie votați. Deci ar fi fost foarte bine ca cetățenii noștri, ca oamenii noștri să se uite foarte bine pe liste, să se intereseze, să uite la numele oamenilor, să uite la fiecare, să-l analizeze pe fiecare cu ce se ocupă, ce a realizat, ce are în spate, ce carte de vizită are și abia după aia, nu după simpatii, după culori ale partidelor sau, mă rog, după anumite simpatii. Deci să încercăm să alegem oameni cu greutate, oameni care au făcut ceva, oameni serioși, nu oameni care n-au din ce trăi și vin... Asta nu e nici politică, nici administrație. Faptul că unul sau altul stă agățat acolo 4 ani și nu se remarcă prin nimic, mie nu mi se pare că a câștigat ceva, mi se pare că a pierdut timpul. Deci mie mi se pare o pierdere și o pierdere de timp. Deci mie nu mi se pare că aceștia, Dar din punctul aceste persoane de vedere, au câștigat ceva. Pentru că experiență și în activitatea profesională și în cea politică. Vă întreb, cum a evoluat, sau poate că a evoluat dumneavoastră, acum părerea noastră contează, din punctul nostru de vedere, economia Mercidiei în ultimii 4 ani de zile. Putem vorbi de o dezvoltare economică locală? Nu. 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 Și asta o simt eu, o simt și dumneavoastră și o simt și cetățenii. Nu. Cam ce ar trebui făcut? De exemplu, ce sfătuiți dumneavoastră pe cei care o să vină la cârma acestei localități? Mă refer și la viitorul primar, dar în primul rând la Consiliul Local. Eu zic că dacă există un primar bun care să inițieze proiecte, care să inițieze viabile, proiecte de hotărâre, eu zic că și consilierii sunt niște oameni de bună credință și niște oameni cu experiență, este suficient ca lucrurile, pentru că să știți că Megidia nu se zbate așa într-o mocirlă și nu e chiar așa de rău în Megidia, după cum se spune. Numai că Megidia trebuie să intre pe mâna unui om sau unor oameni determinați care vor să facă ceva. Că dacă vor, se face. Dacă vor, se poate face. Există. Și în primul rând să existe colaborare între Consiliul Local și primar. Deci dacă proiectele acelea sunt viabile și sunt vin în sprijinul comunității, privesc dezvoltarea localității respective, mi se pare corect să se așeze la masă, să stabilească împreună factorii prin care determină să se investească măcar într-un domeniu, nu spun mai multe domenii, dar atâta timp cât există numai controverse în Consiliul Local, scuzați-mă, ce să înțeleagă cetățenii? Și cu siguranță că vor trage linie și vor așeza în balanță. Și... Da, dar știți că o vorbă spune că tonul face muzica. Dacă primarul este un om serios, un om hotărât și un om care vine nu să promită, să se țină de cuvânt ceea ce promite și identifică foarte bine problemele orașului, atunci știe ce proiecte de hotărâri să inițieze, iar consilierii, vă spun eu, că să fie de fiecare dată de acord, dacă există determinare, seriozitate, pentru că mai sunt ședințele de comisii unde se pot întâlni, unde pot discuta, dezbate, unde pot dezbate. Pe documente, dar să existe și o transparență din partea administrației locale, aparatului executiv. Că știți că ne-am lovit sau au fost consilieri care au ridicat această problemă cu care s-au confruntat, că nu au intrat în posesia unor documente, deși au solicitat pe legea 544 sau în calitate de consilieri locali. Și mai este o problemă. Nu, dar eu vreau să vă spun așa. Nu știu dacă lucrurile stau chiar cum spun acești domn consilieri. Pentru că dacă nu există transparență și dacă n-am putut să ajung la un moment dat la niște documente, ușa la dumneavoastră a fost totdeauna deschisă. De ce n-a venit niciun domn consilier sau doamnă consilier să vină să spună asta în speța cutare la cutaj cutare? Uite, așa stau lucrurile. Au mai fost. Să ne amintim și de doamna Pleșca. Au mai fost. Bine, acum doamna nu-i mai... Îi rostim numele, dar doamna nu este pe nicio listă nici pentru funcția de consilier local, nici pentru funcția de primar, iar pe ceilalți nu-i nominalizez pentru că se regăsesc pe listele unor partide politice. Și mai este o problemă, spun eu, de etică. Fac trimitere la... Da, ce ar trebui, zic eu, rezolvată, din punctul meu de vedere, al jurnalistului Miara Gârbă Țuțu. Să existe un tratament egal între stat și privat. Pentru că
Noi avem un rol foarte important, mă refer la privați. La privați, da. Nu... Cam noi ducem economia în spate. Corect. Și mai ales economia locală. Da. Nu da, spun da. Că și la nivel județean și la și central. Nivel central. Da. Deci, indiferent suntem de natura și de mărimea capitalului, să fim și noi respectați și să fim tratați în mod egal, așa cum sunt tratați ceilalți. Greu pentru privați, într-un context politic actual și mai ales economic, să gândească în perspectivă. Noi sperăm că va răsări soarele și pe strada noastră, spunem noi privații, și mai ales cei mici, nu cei mari. Și speranța. Pentru cei mari sunt probleme, dar mai ales pentru mici sunt. Pentru cei mici sunt probleme mai mici, pentru cei mari sunt probleme mai mari. Eu zic că lucrurile într-o zi o să se așeze și o să intrăm într-o stare de normalitate. Așa sper și așa și îmi noi doresc spunem. Din tot. E nevoie de simplificarea legislației, în primul rând, pentru că ne plângem de o legislație stufoasă. Da. Da. Și, în primul rând, să se stabilească un cadru de funcționare pentru următorii 4 ani în favoarea cetățeanului, în primul rând. Spun eu, și al agentului privat. Stimată doamnă, ne apropiem de finalul acestei emisiuni. Dacă dumneavoastră aveți un mesaj să transmiteți sau, eu știu, aveți cu să aduceți mulțumiri unor persoane din viața dumneavoastră. Da, mulțumiri o să le fac în mediul privat, categoric, dar un mesaj... Eu zic că le mulțumiți, mai ales celor din familia dumneavoastră. Da, au fost, vă sunt și vor rămâne alături. Da, să știți că sunt mulți cei cărora le mulțumesc și chiar le mulțumesc, chiar o fac. De fiecare dată chiar o fac. Nu, eu aș vrea să transmit un mesaj către cetățenii noștri din orașe să aibă speranțe, să vină la vot, să fie foarte atenți ce votează, că votează pentru... Pentru soarta noastră votăm. Pentru următorii 4 ani, pentru soarta noastră, ca unii să nu mai stea la masă la dumneavoastră, alții să nu mai așteptă pe mine la colț, alții să nu mai doarmă nu știu unde, ca lucrurile să intre într-o stare de contează, normalitate. Este nevoie de prezență la vot, este dreptul pe care noi l-am câștigat. L-am câștigat, l-am da. Câștigat la Revoluția l-am câștigat 1989. Și e bine să... Da. Și e bine să ne folosim de el. Pentru că numai așa putem să schimbăm lucrurile și eu cred că lucrurile se schimbă, eu cred că primăria va fi câștigată de oameni competenți, de oameni cu determinare, de oameni serioși, de oameni care vor să facă ceva și mă repet că eu dacă aș fi mâine aș lua locurile de case pentru copii, pentru tineret, cu locurile de, da, de locurile de casă, de da, cu locurile de muncă pentru ei, cu atragerea investitorilor, cu infrastructura. Dumneavoastră spuneți din punctul de vedere al cetățeanului, al cetățeanului care merge pe stradă exact, și care dă mașina și consilier deci, județean și consilier local. Da. Și într-un fel, adică le reamintiți celor care în această perioadă au intrat într-o competiție electorală să nu uite. Pentru că acestea sunt prioritățile și nu numai prioritățile MGD-ei, sunt prioritățile localităților. Da. Vă mulțumim sănătate și toate se pot rezolva doar cu lumină în suflet și în minte. Cu Dumnezeu înainte. Vă mulțumesc, stimați telespectatori, pentru atenția acordată. Rămâneți cu Alfa Media pentru că rămâneți în realitate. Toate cele bune!